Sunteți mâncatos. O să revenim la hipsterii mei, dar întâi trebuie să le zic la ăștia. Ui, bine Valentine's Day! Bine Valentine's Day, fătălăilor! Bine Valentine's Day, vă aliniază astea frumos la mall. Anul trecut ați condus mașini, uite, a fost făcut taximetrie Uber, ați făcut cu găști de amețite care au mers la 50 Shades. Cred că anul trecut a fost, sau acum doar nu mai știu, anul trecut a fost, acum 2 ani. Când a fost demența cu 50 Shades, toate alea mergeau în brigadă, ăștia pe acasă. Mă rog, păzeau mașina de spălat, ce se face când rămâi acasă, ca fătălău? Că nu ieși nicăieri, nebunule, că ea te sună de Valentine's. Și acum o să înceapă demența cu cutiile de flori. Măi, fiți atenți, vreau să fac aici o paranteză cu cei cumpere amețite. Tu n-ai, oricum, nu vă mai strofocați cu... Asta se termină la liceu cu Valentine's Day. Restul ăștia care sărbătoresc Valentine's Day la 40 de ani, sunt la propriu, pot fi considerați o, cum să, ca o minoritate aparte și pot fi încadrați la persoane cu handicap, cei care sărbătoresc Valentine's Day. Și se poate face o lege, cum eu am dorit să propun această, puteam să le zic căsătora ieri, să dea un OUG, să-i rog frumos, să dea un OUG pentru ăștia care sărbătoresc Valentine's Day, să li se dea 2-3 zile de concediu după, pentru că nu-și revin până la mărțișor. Urmează mărțișor, ziua femeii, toate alea, ghiocei, tot ce te pune aia să faci, pac, pac, pac. Dar ce vreau să vă spun așa, nu vă mai chinuiți cu cadou de Valentine's Day. Eu vă spun, ele toate... O răcăie că vor o cutie, niște bomboane, nimic, un buchet de flori, important este iubirea ta pentru noi, adevărat. Deci ele au niște găști, știi, găștile de amețite, le știți? Da, alea sunt ca niște stabururi. Te chinui, te consulți cu colegii, ce să iau lu asta, anul trecut nu i-a plăcut, nu mi-i place niciodată că nu e Chanel. Ei nu-i place decât Chanel, ea nu-ți spune, înțelegi, că se așteaptă să vii tu. Tu nu vii, că tu nu vrei să iei Chanel. Normal. După ce a primit cadou, se produce staborul. Masa de fătăloaice. Pleacă fătăloaicele de Valentine's Day, că ele sărbătoresc. Sărbătorim, ne sărbătorim noi fetele. 8 martie, știți. Acum o să-mi dea în capul ăștia cu restaurantele. Și cu cluburile, că să nu mai mese de femei. Lasă că-ți rezervă-te de 3 ani, ok. Asta e rezervă pe 5 ani înainte, îți dai seama, găștile sunt aceleași. Și intri la stabor, nebunule. Intrați la stabor și la stabor ești făcut pilaf. După ce te-ai chinuit 3 luni să iei cadou, la stabor ești făcut pilaf. Că nu face, că nu prestezi decât de 3 ori pe an. Se leagă informația, știi? Știi că voi sunteți disecați. Ai că toți mafioții. Voi sunteți disecați de amețite. Toate amețitele vă știu pe toți și pe ei și pe celorlalte goi. Nu mă imaginați că există vreun secret. Ele toate dezbat problema mafiotului de acasă în gașca de amețite. Sunteți făcut pilaf. Cum mănânci, cum faci aia, cum nu i-ai luat aia, de ce nu mi-ai luat, după aia vin acasă montate de celelalte. Georgeta a primit Chanel, eu n-am primit Chanel, etc. Să revenim la hipsteri.